Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou mini episod de Minecraft, jocul meu preferat, oameni buni, este și jocul vostru preferat? Cel mai probabil, pentru că ce joc preferat poți să ai în 2021? Zic eu, niciunul. Ăsta este cel mai șmecher joc inventat vreodată de oameni. Și de animale, deși animalele nu inventează jocuri. Dar anyway, m-am gândit la o chestie. De ce, Dumnezeule mare, nu am poțiuni de fire resistance, oameni buni? Mă aflu în Nether, am eu, cum îi zice, chestiuța asta mică, supra-denumită totemul nemuririi. Dar asta nu o să mă ajute dacă să zicem că pic undeva în lavă și nu mai pot să ies și am armura pe mine, dar acum nu am armura completă, ceea ce înseamnă că o să-mi iau destul de mult damage. Așa că, hai să facem o chestie. Luăm aurul ăsta de aici, se confiscă, deși eu am mult aur acasă, dar nu am la mine. Și o să-l transformăm în lingouri. Oh god. Anyway. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, ok? Numai jumătate dintre voi sunteți abonați, ceea ce este literalmente e decent, dar este loc de a crește mai sus sau ceva. Cred că atâta e ok, nu? Ok, cred că ar trebui să plecăm de aici. Nu de alta, dar nu văd trader de ăștia foarte mulți. Și știu că sunt traderi, uite, aici și așa, la dreapta. Bro, deci astea de aici și așa, cum se numesc astea? Bastion-urile astea sunt literalmente atât de aproape unul de celălalt, încât aproape că poți să-l vezi pe unul din ele când stai în celălalt. Unde sunt toți porcii? Alo? Hai să vedem dacă strângem 8.000 de like-uri acestui video, oameni buni. Vă rog, avem nevoie de mai multe like-uri și 8.000 pare un număr destul de întreg, frumos și 8 se împarte la 2 și la 4 și la alte numere, dar... Anyway. Hello! Ok, cum să facem noi chestia asta? Eu zic să facem așa. Ok, în caz de ceva o să zburăm fără nicio problemă. De ce sunt numai zombie aici? Alo, unde sunt pigmenii normali? Bro, avem nevoie de pigmeni normali. Ce Dumnezeule mare e asta? Oh, hello. Nu te superi dacă o să... Așa credeam și eu, dispar de pe ecranul meu. Unde Dumnezeule mare sunt pigmenii normali, dude? Porci de trade. Ne trebuie porci de trade. Ah, uite, porci de trade. Hello, domnilor. Îmi sperii prietenii de care am nevoie. Hello. Așa credeam și eu. Bun. Ia să vedem, una, două, trei, patru. Stai acolo așa cu niște aur și o să... Nu, îmi trebuie poțiuni. Poțiuni de fire resistance, tu. Trash. Oh, nu erau aur. Ok, trash. Ender pearl-uri în 2021, n-am nevoie de așa ceva, sunt gunoaie. Iron lingot string. Bro, e un scam, nu vor să dea poțiuni. What is this? Pă bune că m-am riscat atâta pentru o singură poțiune de fire resistance. Pentru una singură, bro? Ok. Well, este timpul să facem, uite, ceva de genul ăsta și să mergem să explorăm acest minunat, cum se zice, ăsta, mă, Bastion, Nether Bastion, desigur. Ok, să fim atenți. Ce s-a auzit? Ce se aude, mă, bro? Am aur pe mine, ho, lăsați-mă în pace, e brut aia, nu-i așa? Mă, tot aud un... Pigment ăla care încearcă să ajungă la mine și e supărat, dar nu știu de ce. Bun, haide să căutăm în chesturile de aici și de undeva. Bă, da, aveți și voi o intrare pe undeva? Hai că sap aici de mă plictisesc, alo? What the... What is this? Un mare scam! Oh, oh my god, oh, e bruta. Aha, mamă, câtă viață are! Oh, hai! Ok, băieți, dacă vreți să fim smart 2, o să fim smart 2. Haideți, băieții! Vă aștept, băieți! Așa, hai la rând, hai, stați la coadă! Și dacă vrea să vină publicul, să treacă și publicul la coadă! Ce gunoi! De ce au cooked pork chop în chest ăștia? Hai să mâncăm un număr de aur, de ce nu, a?
Ok, haideți să scăpăm de chestul ăsta ca să nu îl mai vedem și să nu ne mai... What the fuck? Oi! Oi, Jesus Christ, de unde ai venit? Este lag, l-ai văzut pe ăla, ce lag a avut? Ok, unde sunt alte chesturi, ha? Aici nu... Oh! Vă aștept, băieți, vă aștept, haidați! Ah! What the fuck? Vin din tavan! O să distrug literalmente întregul Bastion dacă aveți de gând să fiți nesimțiți, să știți. Oh, cred că sunt... Ah, sunt jos undeva câțiva, ok. Unde, Dumnezeule mare, sunt chesturile? Alo? What the fuck? Ui! Nu mai veni pe ascuns, dude! Aha! What the fuck? Ți-ai pus armura pe tine, jet de pe ecranul meu, dude! Mama mia, ok. Bă, nu știu dacă a fost o idee atât de bună, dar hai să urcăm pe aici în continuare să încercăm să găsim... Hello? Chesturi, oameni buni, chesturi. Asta căutăm noi aici, chesturi în care poate o să găsim discul muzical legendar. Ok. Chest pe aici? Niciun chest. Man, și nici aur, nimic, că poate făceam trade să mai facem rost de niște obsidian, că clar nu o să stau să fac, cum îi zice? Clar nu o să stau să-mi găsesc portalul către casă, că nu știu în ce direcție. Oh, Jesus. Bine, hai, sigur, de ce nu? Vino și tu și ne batem, bro, dacă vrei. Ok, hai să... Oh. Oh, come on. Bro, îmi trebuie un amărât de disc muzical. De ce sunt chesturi peste tot, dar fără discuri muzicale, ha? Bă, ăsta cum de nu l-am văzut? Că ăsta era foarte la vedere, ați văzut? Ăsta era foarte, foarte la vedere, chestul, și tot... Tot nu l-am văzut. De când am alea 7 și am mai pus 2 acolo, dar n-am nevoie de ele, blocuri de aur în inventară, de când? Hello, domnule! Ah, stai, stai, că glumeam, bro, glumeam! Ce parte din glumeam nu înțelegi? Jesus! Ok, stați așa că ăștia să ne simțiți, stați așa să ne punem aurul pe noi. Băieți! Așa. Fiți atenți ce am aici, literalmente tot aurul de pe planeta Pământ, băieți. What the fuck? Bro, am aur pe mine! Stop, stai! Oh my god! Lasă-i în pace, dude, făceam un trade! Oh, acum vii aproape de mine. Oh, acum faci manevre evazive. Așa. Băieți, nu mai aruncați chestii, că le aruncați în aer. Foc, în aer, gen, da, gen. Cad în foc. Ok. Băieți, nu știu cum să vă zic, dar ăștia nu prea vor să îmi dea niște am poțiuni. Nu vor să-mi dea niște obsidian, bro. Unde e obsidian? Nu am numai 7 bucăți. What is this? Deci nu cred că mai e mult aur. Oh my god, e crying obsidian peste tot, dude. Come on. Sunt pe puțin 10 bucăți de crying obsidian. Pe puțin 10 bucăți. Nu mai da de alea. Dă-mi obsidian. Unde te duci? Ai, fucking god, băieți. Nu-i mai speriați pe traderi. Hai să bem o poțiune. Ne verificăm elitra, este suficient de, cum îi zice, de durabilă. Oh, stați, bă! Bă, stați, am aur, numai că... Bro, ăștia, nici să respiri o secundică nu te lasă, te-au văzut fără aur, gata. Aoleo! Bun, avem asta. Bun, haideți să mergem în zonele astea foarte, foarte deschise. Oh, văd o fortăreață aici. Oh, se extinde până în partea aia. Nu mă interesează fortărețele, mă interesează bashnurile pentru discul muzical.
Și asta e cea mai bună metodă de a găsi structuri și bastion-uri în special. Și fortress-uri, dar mă interesează bastion-urile, ok? Am fire resistance, dacă pic în lavă nu e problemă. Cert este că e periculos să nu mă izbesc de niște chestii și să-mi iau foarte mult damage, dar am și atunci, cum îi zice... Am Totem of the Undying, deci nu o să fie problemă. Frate, unde Dumnezeule mare e o altă structură, alo? Ce coordonată e asta? E destul de departe. Bun, și o să mai avem nevoie de 3 bucăți de obsidian ca să ne întoarcem acasă. Ca idee, pentru că nu o să mă întorc în niciun caz prin Nether. Nu știu în ce direcție mi-e casa. Sau, mă rog, portalul. Alo, structuri! Au, nu fortăreață din nou, bro, come on! O, știu, hai să punem fortărițe peste tot, bro. De ce? Ce a avut loc în Nether? Stai! Oh my god, putem să luăm de la portalul ăsta restul de obsidian. Hai! Vrei să... What the... Ah! Stai, bro, că e... Glumeam. Ok, dude. Aha. Ok, haideți să ne smardoim, băieți. Așa. Rezolvat. Bă, e greu, mă, bă, deci o secundă de respiro nu-ți dau ăștia, Jesus Christ. Ok, nice. Avem un ăsta de foc deja, da? Ok, nu ne mai trebuie restul. Băi, nici nu o să ne trebuiască să mai luăm obsidian de la portalul ăsta. Foarte frumos. Aș vrea să mulțumesc familiei mele că a inventat obsidianul. Ceea ce înseamnă că acum o să ne putem întoarce în lumea normală fără nicio problemă. Fără să trebuiască să ne găsim portalul. Iar asta înseamnă că putem să ne continuăm în continuare, cum s-ar zice, explorarea, pentru că suntem în căutarea unui bastion. Let's go! Let's go, cum zic streamerii din afară, care sunt cringe și nu la fel de șmecheri. Oh, God! Stai așa! Stați așa, că ne trebuie să aterizăm aici pentru o secundică. Deci, trebuie să fim acolo, cu armura pe noi, cu... un potion of fire resistance pe noi. Ok. Hai aici sus cumva. N-am. Ok, hai, aici e ok, aici cred. Armura pe noi. Un potion of fire resistance. Pam pam. Și ia să vedem chesturile, băieți. Scoateți chesturile la vedere. Știu că sunt câteva sus, dar voiam să văd aici dacă e ceva. Ok. Oh my god, yes! Let's fucking go! Let's fucking go, guys! Let's fucking go! Yes! Bun, bă, știi ce? Aș putea să fac aici portalul către casă, dar... e mai bine să ne întoarcem. Să ne întoarcem relativ aproape de coordonatele mai apropiate de 0. Că dacă facem aici portalul, o să ne ducă la coordonata 10.000. Z10.000 și asta nu e ok. Oh, wait, din direcția aia am venit? 100 cam cu 100. Băieți, eu cred că aici e un loc foarte ok ca să facem portalul. Ce ziceți, ha? Fiți atenți. O să facem. Pac. Pac, pac, pac. Ah, firar, stai. Una, două, and 3. And 4. And una, două. And una, două, 3. Ok. Hai să ne luăm astea de fier înapoi, pentru că îmi sunt foarte utile, pentru că nu mai am fier acasă. Și într-una din zile o să fac o... Așa. O să fac o fermă de fier, dar nu astăzi. Și intrăm în portalul ăsta. Și o să ne scoată undeva în relativa apropiere a unei păduri. La coordonata 500 cu... Oh, God, e un schelet! Oh, nu, e doar o vacă. Am făcut un screenshot din greșeală. Bun. Pam. Mă, oare eu vaca nu am combinat-o cu altă vacă sau ce Dumnezeu? Ok, deci casa mea este în direcția asta. Așa și un pic în direcția asta la stânga și... Gata, suntem acasă, frate. Mamă, deci ce călătorie genială în Nether. Nu pot să cred că am găsit discul muzical, frate. Știam că șansele sunt mici,
Și știam că o să vizitez câteva bashenuri până când o să găsesc un disc muzical, dar acum parcă dintr-o dată cu Elytra și cu un Totem of the Undying și cu un Potion of Fire Resistance, parcă poți să găsești un număr atât de gigantic de bashenuri. Ai văzut zbori în câmpuri deschise și gata, le vezi. It's like, e super, super easy. Așa că hai să mergem aici așa și să punem una de jale, băieți, cum numai mie îmi place, după care... Wait, înainte să punem una de jale, știi ce? Ia că luăm asta cu noi. Punem discul muzical acolo, așa. Și luăm și măsuța asta cu noi, pentru că trebuie să aleg niște comentarii pe care să le punem aici în... Aș vrea să nu mai fie întuneric. Hai să mergem să dormim. Da, m-am săturat, frate. Tot timpul întuneric. Mersi, calule, că mi-ai deschis ușa. Ești un cal foarte de treabă. Într-o bună zi o să trebuiască să îi mutăm de aici și apro. Într-una din zile. Într-una din zile. Dar nu am un model de graj. Aș vrea să le fac un graj ca lumea, nu doar un țarc. Anyway, hai să selectez niște comentarii și după aia o să ascultăm acest minunat disc muzical din Nether, care este literalmente incredibil de greu de găsit. Să cânte Pig Step, oameni buni, pentru că am selectat comentariile, numai că nu am semne. 4 comentarii de data asta, apropo, deci hai să facem jap-jap și le luăm pe astea și... ia să vedem, continuăm de aici, da? Numărul 49 este un comentariu de la... Petre Ioan Moșoiu, probabil, dar știți și voi că diacriticele nu se există în România, pentru că nimeni nu le folosește, nici eu nu le folosesc. Zice, challenge, după ce termin toate achievement-urile, bate Wither-ul, Monumentul de sub apă și Woodland Mansion. Păi stai mă așa o secundică, tu crezi că n-am bătut deja toate chestiile astea? Mamă, ce tare e melodia asta, nu mi-aud nici gândurile, alo? Oh, god damn it! E ok, l-am... I-am schimbat numele, l-am redenumit pentru că e prea lung. Bun. Octavian Dinu zice, idee de clip, îi fac lui carburator o statuie. I'm just saying, bro, îi facem lui carburator statuie pe melodia asta, pentru că este cea mai potrivită melodie pentru porci. Octavian Dinu, mersi foarte mult pentru comentariul ăla. 51 este un comentariu de la UKA, U-K-K-A, păi cu U mare, U-K-K-A, care zice că Pink, sunt atât de bun la găsit structuri. El când face speedrun, unde e un amără de fortress. Când fac speedrun, am ghinion, ok? Jocul este împotriva mea. Darius Emanuel Marin zice, Pink, sap tunel și fraieresc vulpea. Vulpea, fac this shit, I'm out. Bro, a fugit ca din pușcă. Ai văzut-o când a văzut că poate să scape din tunel? A zbugit-o, s-a dus. La revedere, pa, n-am mai văzut-o nimeni. Dar cum sunt un gamer profesional, am găsit-o. Darius, oh, și tu ai numele prea lung, nu? Emanuel, oh, God. Ok, gata. Ajunge așa ca să fie centrat, ok? Ca să fie peste tot simetrie și chestii de genul ăsta, da? Bun. Am rezolvat și cu treaba asta. Hai să mergem acasă să aruncăm câteva din chestiile astea complet utile. Și prin utile vreau să zic inutile. Au, s-a terminat deja? Ok, hai să-l luăm. Îl luăm și îl păstrăm, băieți, să-l punem într-un loc de cinste, cum s-ar zice. Cum, adică, cum se zice de obicei, da, se zice. Sunt destul de sigură că se zice chestia asta. Bun, mergem undeva sus să scăpăm de toate chestiile astea. Cineva m-a întrebat în secțiunea de comentarii, dar nu știu exact cine. M-a întrebat dacă nu cumva broaștele țestoase sunt alea pe care nu le-am înmulțit. Am înmulțit broaștele țestoase, pentru că dacă vă mai aduceți aminte, la un moment dat am fost undeva și le-am dat iarbă de aia. Și au făcut niște ouă pe care le-am luat cu târnăcopul după, pentru că am avut nevoie de ele. Oh, a rămas asta aici, great. Bănuiesc că asta o să meargă în chestul ăsta și niște mâncare și uite așa. Și bețele astea sunt cam complet inutile. Pam, 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 pam. Ok, nice. Inventar relativ curat, în afară de faptul că am o grămadă de chestii care trebuie reparate. Și cred că pentru mâine voi rămâne AFK peste noapte pescuind. Așa că hai să-mi găsesc de pe acum undița. Ca să îmi repar toate itemele astea. Cum le repare? Simplu, le pui în mâna dreaptă și te duci la ferma de pescuit automată, care peste noapte o să-ți repare itemul. Iar în funcție de item s-ar putea să-l repare în vreo 10-15 minute, știi? De exemplu, sabia asta pescuiești odată și s-a reparat. Toporul ăsta, cred că vreo 10 minute îi ajunge, știi? So, o să reparăm pentru mâine toate itemele. Voiam să scot de mult timp lemnul ăsta de aici, pentru că m-am dat seama că butelie, zic, că carburator nu e prin preajmă, deci nu o să se ducă în portal.
Oh, wait, nu e lângă celălalt portal? Unde e butelie, mai exact? Era pe aici pe undeva și l-am lăsat pentru că am zis că știm unde îl găsim, nu? Carburator. Oh my god, e carburator. Let's go, dude. Nemernicule. Nu te mai îndepărta de casă, bro. Uite cât de departe s-a dus. E incredibil așa ceva. Oi. Ai noroc că nu am un morcov la mine, man. Dar o să revin și o să te aduc acasă pentru că nu ai voie în sălbăticie, că te pierzi, că ești fraier, ok? Și lumea după aia o să zică că te-am pierdut intenționat pentru că ești un porc nemernic.